Bine ai venit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Camelia Chira și de astăzi vom face împreună matematică pe înțelesul tuturor și vom începe cu regula semnelor la adunare, scădere, înmulțire și împărțire. Nu uita să te abonezi pentru a afla când postez lecții video. Vom începe cu regula semnelor la adunare. Începem cu prima regulă de adunare și scădere. Și dacă adunăm sau scădem două numere cu același semn, păstrăm semnul lor comun și le adunăm. Adunăm un număr pozitiv cu un număr pozitiv. Semnul lor comun va fi pozitiv și le adunăm. Dacă adunăm un număr negativ cu un număr negativ, atunci semnul lor comun va fi negativ și le adunăm. Dacă adunăm sau scădem două numere care au semne diferite, păstrăm semnul celui mai mare și le scădem. Două numere care se adun se numesc termeni, iar rezultatul se numește sumă. Nu uitați să vă abonați la canal și să distribuiți și să activați clopoțelul ca să fiți la curent cu noile lecții de matematică. Două numere care se înmulțesc se numesc factori, iar rezultatul se numește produs. Rezultatul la împărțire. Regula semnelor la înmulțire și la împărțire. Dacă înmulțim sau împărțim două numere care au același semn, produsul, câtul, va avea semnul plus, adică pozitiv. Deci un număr pozitiv înmulțit cu un număr pozitiv va rezulta un număr pozitiv. Deci dacă vom înmulți un număr negativ cu un număr negativ, va avea semnul pozitiv. Și dacă înmulțim sau împărțim două numere care au semne diferite, produsul lor, câtul, va avea semnul minus. Pentru a înțelege și mai bine aceste reguli, lăsați mesaj în comentarii și eu pentru fiecare mesaj și exercițiu voi face câte un video pentru voi. Vă mulțumesc și ne vedem cu următoarea lecție. Camelia Kira.